Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Cocoșul cel isteț Poveste populară bulgărească Îndată ce răsări soarele, arătându-și luminos de după culmile munților Balcani, un cocoș țanțoș se umflă în pene, așa cum era obiceiul, dădu de câteva ori din aripi, se cocoță pe gard, și începu să strige cât putut de tare. Cucurigu! Cucurigu! Sculați, sculați! De treabă vă apucați! Nu e vreme de dormit, că soarele a răsărit! Pentru că îi se pânului jupânului cocoș, că nici animalele de prin ogradă și nici oamenii din casă nu l-au auzit, mai strigă dată. Cucurigu! culați, culați, de treabă vă apucați! Nu e vreme de dormit, că soarele a răsărit!" Ei da, dragi copii, numai că toate astea le-a auzit și jupânul vulpoi, care, drept să vă spun, era lihnit de foame. Se gândi și retul cum să facă el și cum să dreagă ca să mănânce cocoșul. Și pentru că-i veni un gând, ieși din pădure, se duse fuga-fuga în sat și se opri taman lângă cocoș. Cum îl zări, pintenatul îl privi de sus, din vârful gardului și îl întrebă cu un gânfare. Ce faci pe aici, jupâine? Ce să fac? Răspunse vulpoil cu prefăcută umilință. Uite, am auzit ce frumos cânt și am venit să te ascult. Rogu, te mai cântă odată, că ai un glas dumnezeiesc. Măgulit peste măsură, Cocoșul își umflă pieptul mai, mai să plesnească și îi făcu pe plac vulpoiului care îi lăudase glasul. – Vai, vai, ce frumos! – exclamă și retul vulpoi. – Parcă ar cânta un înger zău așa, dar ea spune-mi prea cinstite. – Poți cânta precum tatăl tău? – Poftim? – întrebă cocoșul nedumerit. – Adică stând într-un picior? îl lămuri vulpoiul. Co -co, -co cum să nu? spuse cocoșul îndată și cântă stând într-un picior. Doamne, Dumnezeule, ești ceva ce nu s-a mai pomenit, spuse vulpoiul prefăcându-se că-l admiră nespus pe moțat. Minunat, dar asta nu poți face. Ce, 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 -ce anume? vreau să afle cocoșul. Nu poți cânta stând într-un picior și cu ochii închiși. Ba, 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 pot, vezi! Zicând acestea, pintenatul închise ochii, stătu într-un picior și cântă. Vulpoiul care asta aștepta, încercă să-l înhațe. Dar cocoșul deschise ochii și îi spuse cu vădită nemulțumire. Ei, hei, cu metre! Tatăl tău nu face așa, dacă își punea în gând să mănânce un cocoș. Nu? întrebă vulpoiul mirat. Dar cum făcea? Întâi și întâi închidea frumusele ochii împreună la apele de dinainte și se ruga, îi explică pintenatul. Abia după aceea îl punea pe cocoș să-i cânte și îl înhăța. Ai priceput? Am priceput? Așa voi face și eu, spuse vulpul și fără a mai sta pe gânduri, își împreună la abele de dinainte, închise ochii și începu să se ruga. Și retul cocoș nu mai pierdu nicio clipă ci fâlfâi din arip și ajunse hăt tocmai în vârful unui plop înalt. Când își termină rugăciunea, vulpoiul deschise ochii și privi în jur. Cocoșul nicăieri. Unde ești, prea cinstite?" întrebă în cele din urmă vulpăl cu glas mai dulce decât mierea. Aici, aici, sus cu metre!" strigă pintenatul. Credeai cumva că am să aștept ca un prost ca să mă mănânci?" <laughs> da, știi că ai has? Văzând prea bine că fusese tras pe sfoară, vulpoi îl băgă coada între picioare și plecă iute, fără a se mai uita înapoi. BiblioValiza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.